Bună, sunt Mia. Vă vorbesc de pe plaja din Rodos. Spatele e Marea Mediterană, nu știu cât se vede. E cald la noi, mai mult de 30 de grade. E normal să fie așa. Ce voiam să spun de cuplu Perneș Sabrina. Să vorbim puțin. Se pare că fata a ajuns la sentimente mai bune. Deocamdată, ce va urmărește ea, ce va urmărește, că nu se poate să fie așa amabilă cu el, degeaba. Poate vrea din nou un top, să vedem cât o ține. Să vedem cât o ține. Dar ce am observat, mult mai bine se simte cu Larisa, mult mai bine. Le-am văzut la spa, la masaj, la toate astea, era fericită. Cât era cu Larisa, era fericită. Perneș doar mimează fericirea, dar nu este, n-are cum. N-are cum, pentru că toată lumea știe că nu-l suportă, că nu-l place, că nu-i îndrăgostită de el. Tot ce face e un teatru, poate vrea să urce în top, cum am mai spus, sau poate să câștige, ar putea să câștige. Staful știe multe. Uitați, aici e plaja. Marea. Și eu. E soare, e cald, e frumos. Ia să vorbim puțin și de Răzvan și Alicia. Această fată, care a fost pe la mai multe emisiuni, sigur n-a venit să se mărite. Nimeni nu crede în asta. Zice că a intrat pentru Răzvan. Eu nu cred că a intrat pentru Răzvan. Eu cred că a intrat pentru publicitate. Sau că vrea să mai fie invitată și la alte emisiuni. Nu mai știe ce gândește, dar niciun caz pentru Răzvan. Niciun caz pentru Răzvan. El săracu, mie îmi place de el, pentru că e un băiat liniștit, arată și bine, e frumușel. S-ar fi potrivit cu ea, dar nu-i văd căsătoriți. Ea niciun caz nu-i cu gânduri de măritiș. Poate el, că băiat serios, dar ea niciun caz. No. No. Și se vede că atracția, din prima, a cam părăsit-o atracția. Nu-i mai atrasă de el. Poate e învățată cu alt gen de băieți, poate vrea un băiat mai rău, băieții duri sunt acum la modă. Băiat cu minte și liniștit ca Răzvan nu prea are căutare, nici fetele cu minți nu au căutare. Vedeți ce a pățit inimioara de două ori eliminată? Pentru că nu a fost nimeni interesat de ea, n-a fost. Așa că, Alicia, ce nume, cine știe cum o fi chemându și zice, o cheamă Alicia, ce nume este, n-am mai auzit. Oricum, e numele ei, nu mă bag la nume, îmi dau și o părere, ca toată lumea așa. Și ai clar că nu e interesată de Răzvan. Doar puțin atrasă la început. E cam și plictisitor băiatul, el le știe pe ale lui, nu se... Bine, fizic s-ar potrivi, că sunt amândoi frumoși, atât. În rest, în comun, nu mă. Stau și ei la Mireasa să facă materiale. Ca toată lumea, să știți. La Mireasa trebuie să faci materiale. Cum face și Dana. Dana i-a fost rău. Păi dacă îți mănâncă, de câte ori o văd pe Antena Play, mănâncă. Mai aveam și în sezonul nostru una care mânca zi și noapte și după aia când aducea de la nu știu ce casă de modă, nu mai țin minte, oricum nouă zi nimeni de ea, aducea rochi, să panica, nu intru în rochi. Păi normal că nu intri, dacă mânci zi și noapte, cum să intri? Că și eu luasem greutate la casa mea, asta din cauza torturilor și atunci, pentru mâncare nu mâncam multă, de unde? De unde din bugetul de 150, din care plăteam și amenzi? Dar torturi care le primeau toți concurenții, eu n-am primit decât de două ori, cred că. La ziua mea am primit două torturi, unul vegan, din care am mâncat, și unul obișnuit, din care n-am mâncat, l-am mâncat ceilalți. Asta te îngrașă. Bine, am mai primit și pizza, de obicei primeam duminica sau sâmbătă, când chiar nu ne mai ajungea mâncarea primită. Luni. Nu. E problema acolo. Mâncarea, nu știu acum cum o fi, nu știu acum, că de asta zic. În casa Mireasa e nevoie de materiale. Toată lumea e vedetă, vrea să fie vedetă. Toți sunt vedete, normal, vedetă, adică la vedere. Ești la vedere, ești pe ecranul televizorului, ești vedetă. Păi, cum să nu fii vedetă? Mie îmi place să urmăresc, sunt unii chiar comici, care își închipuie că noi nu știm că ei joacă teatru.
Și chipe că noi trebuie să credem că ei au sentimente reale. Nu au sentimente reale, niciun cuplu, să știți. Toți sunt pentru premiu. Normal, e un premiu foarte mare. Merită să pierzi câteva luni din viață, merită să, chiar să faci o căsătorie de 3 luni, poate să fie și 4, cum a fost Radu cu Mădălina din sezonul nostru, au stat mai mult, au ieșit la sfârșitul februarie și au stat ceva împreună, până la urmă tot s-au despărțit, nu erau sentimente reale. Și sentimentele reale se probează în timp, nu în, cum e Iana și cu Andrei. Câteva zile, gata, mari iubiri, da. Nu există. Dar totul e un show. Totul e un show. Îi mai zice și real. Dar până la urmă e mai mult show decât real. Ce să mai spunem de celelalte cupluri? Deocamdată, relativ, sunt bine. Alina cu Valentin s-au împăcat deocamdată, să vedem. Știu că o să urmeze și alte discuții, nu se poate altfel, nu se poate altfel. Iar Iana, doar părerea mea sau deja s-a plictisit de această, așa zisă, relație cu Andrei? Eu cred că s-a plictisit. S-a plictisit să mai joace teatru, e greu. Și teatru acesta, îl joci, îl joci, dar până la urmă să duce și talentul, să duce și cheful, să duce tot. Alte cupluri, Sese cu Giovanna, nu mai spune nimic de ei, sunt logodiți, plutesc, deocamdată plutesc, să-i vedem. Mai târziu, chiar sunt curioasă după ce o ieși din casă, ce o să mai facă. Alții? Desigur. Elena și cu Adrian, care după părerea multora sunt foarte aerieni. Mie nu mi se pare așa aerieni. Doar au gândire diferită. Și ce cu asta? Nu trebuie să semene cu toată lumea. Nu trebuie. Sunt mai diferiți. Dar tocmai aici e distracția. Că sunt mai diferiți. Dar cei mai interesanți sunt Sabrina și Puternic. Și dintre toți sunt cei mai interesanți. Pentru că ei fac materiale. Fac materiale cum făcea înainte Leo și cu Nora. Acum Leo și cu Nora sunt liniștiți. Fiecare își văd de treaba lor. Nu mai au telenovelă. S-a terminat de mult. Acum Leo este cu Anda. Ar fericit și ei. Nu știu. Alții nu cred în iubirea lor. Chiar ea a primit și scrisoarea Anda de la prietene de ei care nu credeau. Dar asta e fix problema lor. Eu decât pot să-mi dau o părere, atâta tot. O părere. Rămâne de văzut cum vor evolua. Și rămâne de văzut sâmbătă la gală. Sâmbătă la gală. Să vedem clasamentul, topul. De topul scurioasă. Cam atât pentru astăzi. Nu prea am prea multe de spus. Mă duc să mă bucur de mare. Mare caldere. Relativ nu caldă, am intrat, am făcut o baie, destul de frumos. La revedere, vă rog să vă abonați la canalul meu, să dați like și share.